Titlul cărții este Amintiri din epoca lui Bibi, o post-utopie. Ce înseamnă post-utopie? Adică avem așa un șir de vocabule, post-trus, post-realitate, post-factual. Post-utopie parcă iese puțin din... Sensul inițial sau sensul de bază este că ea vine după utopia sau, dacă vreți, distopia lui George Orwell, ca un fel de continuare a ei. Într-un sens mai larg, este vorba de o societate, fără a mai fi o societate totalitară în sensul tradițional, în sensul clasic, este o societate în care totuși libertățile sunt controlate și oamenii au sentimentul mai mult, au senzația mai degrabă că sunt liberi decât să fie în realitate. Asta e lumea post-utopiei, nu? Asta e lumea post-utopiei în care există riscul să ne trezim și noi. Și chiar suntem cumva, pentru că sunt foarte multe asemănări cu realitatea românească. Tocmai. Deși sunt acțiunea se petrece în Anglia. Se petrece în Anglia, ca și acțiunea cărții lui Orwell, dar suntem într-adevăr sau am putea fi într-adevăr pe drumul unui astfel de tip de post-utopie. O fac o mică paranteză, de ce apare Transilvania prin... Sunt mai multe... Da. E, bun, acolo e vorba de... E o Anglie care s-a dezvoltat după un regim totalitar și există țări mai libere în momentul respectiv, mai binecuvântate, cum ar fi Transilvania. Bun, e un timp, mă rog, e un univers posibil, vreau să spun, un univers contrafactual, un univers posibil, deci nu trebuie să o luați ca pe o aluzie foarte directă și imediată. Oare putem dezvălui ce înseamnă numele acesta, Bibi? Bibi? Să-l dezvăluim, fiindcă, alminte, despre ce să mai vorbim. Bibi este prescutarea la Big Brother, Bibi, nu? Cum fac britanicii. Și așa îi se spune familiar temutului dictator, temutului tiran, în fine, care a condus cu mână de fier Oceania, cum apare la Orwell, mă rog, Anglia, un imperiu întreg, și are, după ce s-a prăbușit, sigur, a urmat un post, a urmat o epocă post-totalitară, dar lumea îi spune Bibi, așa cum mulți au spus la noi, îi spuneau lui Ceaușescu, Nea Nicu. Da, un fel de alintătură, așa, un fel de alintătură adresată dictatorului, edulcorare a numelui, încercând să obții într-un fel o diminuare a primejdiei, a teribilului. Îl umanizez puțin printr-un nume de ăsta destul de caragios. Umanizare care merge destul de în profunzime după, în epoca. Adică da. Sunt aproape că e o tipologie a felului cum este relativizată perioada totalitarismului. Da, da, pentru că sigur m-a frapat și pe mine ca și pe mulți alții memoria noastră, memoria omenească. Cât de partizană e memoria, cât de dificil este să recuperezi chiar și faptele brute, nu mai vorbesc de teorii, de trăiri, de lucruri de-astea. Și asta nu numai când e vorba de memoria colectivă, dar chiar și în memoria individuală. Gândiți-vă la un cuplu care trăiesc bine un timp, după care se despart, divorțează și dintr-o dată constați că fiecare își amintește altfel trecutul comun. Așa e și aici. Oamenii care au trăit dictatura, după un timp, încep să-și amintească diferit ce au trăit. Unii văd partea plăcută, partea amuzantă, erau tineri,
Alții văd sigur lucruri mai puțin plăcute, dar nu pot ajunge la un acord. Asta e dificultatea și asta face problematică construirea unei societăți, hai să spunem, democratice, libere. Există și un alt tip de relativizare. Adică am identificat așa trei feluri de relativizare. Relativizarea subiectivă, cei din cârciumă care spun, dar era foarte bine pe vremea că mă giugiuleam cu prietena mea, mă duceam la cinematograf, mergeam în pădure să culegem ciuperci. Apoi este relativizarea Giuliei, relativizarea, să zicem așa, realistă, care zice, hai să fim serioși, știi cum era pe atunci, lucrurile, ne descurcam cu toții, făceam concesii, făceam asta, dar lumea mergea înainte. Apoi este relativizarea, să spunem așa, progresistă, a directorului editurii, care zice, sigur că s-au făcut greșeli și asta, dar țelul nostru s-a mers spre un țel și s-a mers spre... Toate astea sunt așa, sunt exact cum le povestiți, cam așa sunt. Eu le-am trăit în anii ăștia, 30 de ani aproape, nu, de la căderea regimului comunist, le-am trăit și aici mi-a făcut plăcere să le pun în gura unor personaje și să construiesc în felul ăsta această problemă a trecutului. Și cred că am încercat, sper să fi reușit într-o anumită măsură, deși sigur că până la urmă personajul Winston Smith este cel care el își amintește aparent mai bine, mai corect toată povestea, totuși n-am vrut nici pe el să-l absolutizez cu totul, să las posibilitatea ca și el să se înșele în unele posibilități, în unele situații. Am strecurat niște mici posibile de astea, pentru că nu vreau să închid complet posibilitatea ca și cei care suntem mai atenți, să zicem, la memorie, la trecut, să ne înșelăm și noi într-o anumită măsură. Dar tipul ăsta de, să-i spunem, ignoranță, care se manifestă și în România de astăzi, este determinată și de anumite compromisuri, de anumite, cum să spun eu... Uiți pentru că vrei să uiți unele lucruri. Am și aici personajul ăsta pe care, iarăși, l-am furat lui Orwell, Syme, cel care se ocupă cu nou vorba, cu limba asta, newspeak, mă rog, în care ideea, una din idei era că se tăiau cuvinte tot timpul, se făceau, erau tot mai puține cuvinte, spune Orwell, ca să nu se poată gândi, pur și simplu să nu se poată gândi anumite concepte considerate periculoase. Omul ăsta care lucrase pe vremea aia la această nouă vorbă și era foarte mândru, acum se recuză, acum, adică în epoca cea nouă, se recuză și spune, nu, eu n-am lucrat la asta, nu, a fost o neînțelegere. De fapt, eu încercam invers să deconstruiesc din interior sistemul, da. Și nu-și mai recunoaște. Nu mai recunoști că probabil așa, da. Da, sigur, pentru că omul era la academie, era un tip important, îi convenea, memoria lui era selectivă. Post-utopia are legătură cu post-adevărul și cu post-factualitatea. Oamenii ignoră intenționat ceea ce nu le convine, ceea ce nu le pică bine. Da, intenționat, pe de altă parte, este o relație curioasă între acest intenționat și neintenționat. Avem tendința, nu, morala clasică, așa, să separăm foarte clar. Asta e intenționat, asta e neintenționat. De fapt, eu cred că e și o zonă intermediară în care uiți de intenție. Uiți că, de fapt, inițial a fost intenționat și te faci că, de fapt, așa s-a întâmplat, așa e, așa ți-a venit. Nu e ceva obligat.
În cârciuma unde personajul principal își bea ginul, fusese tabloul dictatorului. Tabloul a fost dat jos, rămâne o pată, care nu se, nu se, nu se ia. Ce înseamnă pata? Ei, pata asta, bun, n-a trebuit să spun acum, pentru că dacă cititorul își dă seama, este evident, iar dacă e inutil, iar dacă nu își dă seama, tot e inutil. Da, haide să spunem. Sigur, ea, așa, la prima vedere, de fapt, sunt două simboluri aici, dacă îmi dați voie să spun, două simboluri, mai simboluri decât altele. Una e pata, cealaltă e vocea. Pata este, chiar m-am gândit la întâi, la început, m-am gândit să-i spun pata și vocea, să-i spun romanului. Dar m-am optat pentru titlul ăsta puțin comic. Pata este trecutul care e urât, e antipatic, sigur, nu e plăcut, dar nu se șterge, deși încercăm să-l ștergem, facem efortul să scăpăm de el, dar nu putem să scăpăm de el. Până la urmă nu ne dăm seama acum, dar vine el peste noi și trebuie să facem față. Să-l tratăm într-un fel, să ținem seama de el. Nu putem să trecem pur și simplu peste el. Sigur că aici există posibilitatea să-l acoperim, să punem o oglindă, să punem altceva, dar nu vom putea să îl eliminăm. Iar vocea, e vorba de vocea Giuliei, de fapt, este elementul spiritual sau iubirea sau elementul spiritual care, dincolo de orice, rămâne în viața noastră sau trebuie să rămână. Vocea ca fiind un... Vocea este... către persoană. Vocea trimite în mod direct către Giulia, sigur, către persoana ei, dar dincolo de asta este, până la urmă, vocea lui Dumnezeu, pentru că vocea este lucru prin care Dumnezeu vorbește oamenilor. Dumnezeu nu e vizibil, dar vocea lui se face auzită. Așa, ca să ne complicăm un pic, e o absență prezentă, cumva. Da. Această pată care nu se șterge. Da, pata este o absență care e prezentă și nu-ți dă voie să scapi. Mă rog, e acolo întreagă poveste că ei încearcă în patronul, mă rog, cei din cârciuma asta încearcă să o șteargă, fac toate foturile, nu vor reuși. Având în vedere și celelalte două romane, a spune că încerc să aclimatizez, hai să spunem, filozofia sau, în fine, lumea ideilor, așa, să o aclimatizez, să o fac mai digerabilă, puțin. Da, se spune că ideile contează și că ele pătrund până la urmă în societate, chiar dacă foarte puțini le gândesc, să spunem așa, dar ele își fac cumva loc. Dar aici, în carte, își fac loc și, să spun așa, efectele perverse. Da, da, asta este o altă chestiune pe care, de fapt, a apărut și în romanul anterior, în Lanțul de Aur. Efectele, cum spuneți, perverse sau, în orice caz, negative, malefice ale cărții, ale textului. Care, interpretat greșit sau, mă rog, interpretat într-un anume fel, poate conduce la dezastre. Aici e vorba de, mă rog, proiectul utopiei, distopiei lui Orwell, dar poate să fie vorba despre orice altceva. E un anumit raport între lumea cărții, lumea textului, realitate, se interinfluențează. Una influențează pe cealaltă și a doua iarăși revine la prima. Asta e ideea. Iarăși e un
lumea cărților e lumea pe care o cunosc eu mai bine decât pe multe altele și am fost întotdeauna, sau de multă vreme am fost, poate și pentru că, sigur, am trăit cu ideea asta ideologiilor, a marxismului, ideologiilor care au influențat atât de mult, am trăit cu ideea asta că cărțile pot fi primejdioase. Și simpla manieră de a le arde, cum făcea Inchiziția, care era conștientă că sunt primejdioase, dar avea o metodă extrem de nepotrivită. Le ardea, da, le ardea degeaba, pentru că mai rămâneau, apăreau din nou și nu s-a întâmplat nimic. Există, faceți o distinție, există mai multe feluri de utopii. Există, de pildă, o utopie care apare după perioada aia romantismului, idealismului german și un alt tip de utopie înainte de asta. Fiindcă tipul ăsta comunist, fascism, sunt totuși niște utopii care pleacă din... Ei da, sigur. Pleacă din elementul ăsta romantic al ideii că istoria este la îndemână, că poți să controlezi istoria și dacă controlezi istoria, controlezi destinul omului, că poți fabrica omul nou, așa cum fabrici un tip nou de automobil. E o idee comună deopotrivă fascismului, comunismului. Deci spiritul demiurgic, prometeic, zic unii, în care utopia își închipuie, sau distopia și închipuie că poate să stăpânească lucrurile astea. Apar și acum forme de astea utopice. Acum se spune postumanism sau există alte denumiri, sigur, foarte legate de științe, de neuroștiințe, de inteligență artificială, de, mă rog, genetică. Dar e aceeași obsesie, aceea de a construi o nouă formă de umanitate controlabilă și din care să poți alunga chipurile orice rău, orice pată, poftim. Deci petele să fie alungate. Iar petele, într-adevăr, de multe ori e vorba de trecut. E o observație asta, oricine care a studiat puțin utopiile, tradiția utopică, utopiile nu cunosc trecutul. Nu cunosc ancorarea în trecut, în istorie. Trăiesc într-un continuu prezent. De ce? Pentru că istoria presupune schimbare, modificare. Ori dacă o alungi, dacă ești la sfârșitul istoriei, nu mai ai schimbare, nu mai ai modificări.